România politică, doamnelor, domnilor, pentru două ore de acum înainte suntem împreună și dezbatem principalele teme din politica românească. Bineînțeles, o să vă propunem și niște teme externe pentru că s-au întâmplat niște lucruri deosebit de importante, dar să le luăm pe rând, să începem de pe plan local pentru că ni se pregătesc taxe, cel puțin asta înțelegem. Totodată au apărut și primele informații despre noua lege a salarizării și de ce nu despre PNRR, pentru că actuala coaliție vrea renegocierea acelui procent, acea reformă a pensiilor, acel celebru 9,4% din produsul intern brut. Practic, tatonăm terenul pe la Comisia Europeană și încercăm să obținem un procent mai mare. Invitații de la această oră, Bogdan Matei din partea Partidului Social Democrat, mulțumesc că ați acceptat invitația. Cristian Seidler din partea USR, mulțumesc că ați acceptat invitația. Și o să ni se alăture în scurt timp și Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL. Vin prima dată la dumneavoastră ca reprezentant al puterii în acest dialog. De ce vreți să ne dați taxe mai mari, să plătim taxe mai mari? Au fost foarte multe discuții în spațiu public cu privire la creșterea acestor taxe. În niciun caz acestea nu vor fi nu se vor reflecta pentru mediul de afaceri. Deci, în nicio formă nu vom pune o povară în plus pe ceea ce înseamnă mediul de afaceri. Dacă vorbim de taxe, sigur că putem să discutăm despre ceea ce înseamnă creșterea accizelor la tutun și alcool, ce sunt astăzi mult mai avansate, dar putem să discutăm și pe ceea ce înseamnă impozitarea profitului pe care marile companii îl scot în afară. Sunt două linii la care nu vom renunța, Partidul Social Democrat, însă dincolo de tot ceea ce s-a speculat în presă, și anume că vom crește cota de 19% la TVA, nu este adevărat, iar această cotă va rămâne 19%. Nu e mai puțin adevărat că au existat și anumite fiscalități pe ceea ce înseamnă, nu știu, aberații, plimbatul cu barca, taxa pentru TVA-ul la cluburi și așa mai departe, unde sigur că aici se va interveni și nu vor mai exista aceste facilități fiscale. Vom avea două cote, practic, nu? Exact. 9 și 19%. Nu se va umbla pe ceea ce înseamnă medicamente, pentru că a fost în spațiul public și această discuție. Statul în continuare va subvenționa această plată pe ceea ce înseamnă medicamente. Așadar, din acest punct de vedere, se merge pe două paliere. Unul pe ceea ce am prezentat puțin mai devreme și cel de-al doilea pe reducerea cheltuielilor bugetare, unde știm foarte bine că, dincolo de un aparat stufos și iată că prima măsură ce a fost anunțat este aceea de scoaterea tuturor posturilor și aici vorbim de 200.000 de posturi ce nu erau ocupate, dar întotdeauna la început de an erau finanțate. Haideți să ne oprim puțin aici, dacă tot ați menționat de cele 200.000 de posturi. Sunt niște posturi neocupate. Cum facem mai exact economie? Tăim 200.000 de posturi care oricum nu erau... Ele întotdeauna erau bugetate la început de an, iar când prezinți bugetul, prezinți cu bugetarea celor 200.000 de posturi. Mai mult de atât, pe cele 200.000 de posturi s-au făcut și acele direcții, departamente, pentru că altfel acestora nu le ieșea numărul. Odată ce vor fi aceste posturi reduse, cu siguranță că se va reduce și se va umbla la schema ministerială sau agenției respective, în sensul că aceasta se va reorganiza, pentru că în conformitate cu legea nu vei mai îndeplini numărul de posturi specifice pentru, nu știu, un șef de serviciu, o direcție generală, așa cum avem astăzi, fie în ministere, fie în deconcentratele acestora. Deci, din acest punct de vedere, vom avea o reducere a celor 200.000 de posturi, dar vom avea și o reducere... Ce înseamnă reducere? Le tăiem pe toate? Sau? Tăiem absolut toate posturile neocupate din cele 200.000 din toate ministerele, dar și agenții, dar cu siguranță că aici vom avea și o reducere de cheltuieli a salarizării aflate astăzi în plată, pentru că vom avea foarte mulți fie funcționari publici, fie angajați contractual, ce nu se vor mai regăsi ca șef de serviciu sau, nu știu, responsabil de anumite direcții, fie direcții generale, compartimente, așa cum fiecare are structura organizatorică a ministerului sau de concentratul respectiv.
Bun, domnule Săilor, aș începe și cu dumneavoastră tot de la taxe, pentru că le-aș reaminti și celor de acasă declarațiile coaliției din 2022, acea celebră ordonanță de urgență 16, în care ni se promitea că nu vor mai crește taxe, cel puțin în 2023. Iată că astăzi, într-o discuție, într-o ședință a coaliției, de la care nu avem încă concluziile, se tot discută despre zona aceasta și vin tot felul de informații în presă pe surse, ce-i drept. Liberalii susțin o variantă, socialdemocrația altă variantă. Care e opinia opoziției în tot acest subiect? Să știți că am o declarație mai recentă. 5 iulie 2023, premierul Ciolacu, deci nu doar deputatul Ciolacu sau președintele partid Ciolacu, printre altele spunea așa, nu se va mări niciun impozit, nu vor fi introduse impozite noi. Și contextul, sigur, acum pot să-mi răspundă colegul de platou, da, dar asta e o taxă, nu e un impozit. Spiritul declarației este că cetățenii nu vor plăti bani în plus. E iată că vor plăti. Și atunci, pornind de la această chestiune și de la multe alte declarații de-a lungul timpului ale lui Marcel Ciolacu, care s-au dovedit a fi vorbe și doar vorbe, reducerea aceasta cu 200.000 a numărului de posturi de la stat e o abureală. Și vă arăt de ce. Pentru că, pe de o parte, 200.000 de posturi neocupate costau, în termen salarial, 0 lei. Dacă ele vor fi eliminate din organigramă, și nu-i de parcă m-aș opune sau aș critica această chestiune, vom economisi 0 lei. Deci asta nu este o economisire. Este doar ca să spună domnul Ciolacu, iată, am desfințat 200.000 de posturi, fără să mai adauge eventual la niște televiziuni prietene în care nu primește prea multe întrebări, să nu fie deranjat, că na, dacă se cotizează, asta e situația. Să se înțeleagă că a desfințat 200.000 de posturi pe bune. Asta cu odată desfințate niște posturi, șefimea va trece de la șef birou la șef serviciu sau poate chiar se va desfința postul, e o bureală, pentru că dacă ar fi avut date concrete guvernul României de data asta, nu un partid oarecare, guvernul României, că domnul Ciolacu încă o dată e premierul României, nu face declarații din astea din sediul din Chiselef, de la partid. Ar fi putut spune foarte concret, iată, se vor desfința, deci 1.000 de posturi de șef, sau 50, sau 10.000, sau câte o fi, dar ar fi spus o cifră concretă și ar fi spus, prin asta economisim o sumă de milioane de lei sau de euro. Nu a spus niciuna dintre aceste chestiuni pentru că nu are o analiză serioasă și această cifră de 200.000 de posturi o pun sub semnul întrebării. Știți de ce? De ce? Pentru că a declarat dânsul, apropo, că la cluburi se va renunța la TVA-ul de 5%. Dar nu doar la cluburi, nu? Nu, corect, da, asta e o declarație recentă a dânsului. Parcă cluburile nu au TVA de 5%. Am verificat în codul fiscal. Cluburile fac bani din vânzarea de băuturi alcoolice. 19%. Da, deci de unde 5% și această manipulare, ca să nu-i spun minciună că e prea cald afară, a venit din gura încoată a premierului României. Dar dacă premierul României spunea, am agreat cu Comisia Europeană să rămână doar două cote de TVA, momentan noi având 5, 9 și 19%, asta din codul fiscal, de ce nu rămânem cu 5 și 19%? Pentru că trebuie să crească încasările, adică vor crește taxele plătite din buzunar de noi cetățenii. Știți ce era la 5%? De exemplu, energia termică. Nu era suficient de scumpă încălzirea iarna, iarna viitoare, asta 2023-2024, o vom plăti cu încă 400 mai scump, ca să ce? Ca să facă guvernul rost de bani, de câți bani? Nu ne spune. Dacă de câți au nevoie? Nu ne spune. Dar de ce au nevoie? Dar de ce nu le ajung banii? Hai să clarificăm și subiectul ăsta, păi, cu gaura bugetară. Sunt foarte multe întrebări la care guvernul ar fi trebuit să vină să dea răspuns, că deocamdată au planuri de creștere a taxelor și impozitelor, dar nu ne spun de ce e nevoie de bani în plus, de ce nu se descurcă cu banii pe care îi iau, pentru că ar trebui să se descurce. Spunea Marcel Ciolacu că va desfința niște instituții, sigur, în nervozitatea aparentă legată de scandalul la zilelor de bătrâni. Păi da, sunt proiecte de legi depuse de USR de mult timp cu desfințarea unor instituții, că nu are nicio legătură, evident, cu azilele, dar care nu produc nimic decât pagubă statului român. De fiecare dată au votat împotrivă. Știți ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar desfința Institutul Levantului? Nimic. Oricum nu produce nimic decât pagubă. Sau Academia Oamenilor de Știință, care sună pompos, dar de fapt nu produc nimic. Avem Academia Română, e o altă instituție care și ea susține, apropo, desfințarea Academia Oamenilor de Știință, o falsă academie. Și câte și mai câte
astfel de instituții care nu produc nimic în afară de cheltuieli. Bun, dacă... Da, acestea, bun, haideți ca să le luăm în ordine. Declarația președintelui Ciolacu a fost cu privire la ceea ce gestionează domnia sa la nivel guvernamental. Dumneavoastră ați făcut referire la două instituții aflate în subordinea Parlamentului. Institutul Levante poate fi desființat doar prin lege. Și ce a votat acolo deputatul Ciolacu? Și eu am votat împotriva inițiativei legislative a dumneavoastră. Mulțumesc inclusiv pentru onestitate. Inclusiv pentru cea de-a doua desființare a Academiei Oamenilor de Știință, tot împotriva proiectului dumneavoastră de lege, cum de altfel am votat și împotriva proiectului dumneavoastră de lege de comasare a Institutului IRDO, exact, cu Avocatul Poporului, tot o inițiativă legislativă a dumneavoastră, unde am votat împotrivă, iar la vremea respectivă eram și președintele Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat și am avut o justificare. Mai mult, fiecare institut menționat de dumneavoastră trebuie analizat în parte. Și, sigur, sunt argumente pro și contra, dar din punctul nostru de vedere, la acea vreme, acele instituții nu trebuiau desființate, mai mult de atât Institutul Român pentru Drepturile Omului. Cotisul Popoza, care nu produce nimic, să fim serioși. Bun, dacă ne uităm pe raportul, nu vreau să intru într-o polemică, ci pe argumente, și e corect. Dacă ne uităm pe raportul dumnealor de activitate, o să vedeți că, într-adevăr, aceștia au o activitate destul de bogată. S-a creat o confuzie că Institutul Român pentru Drepturile Omului, dacă vreți să discutăm pentru fiecare, s-a creat o confuzie cum că aceștia militează efectiv pentru drepturile omului și anume merg în teren, fac sesizări și așa. Aceștia fac doar o parte de cercetare și vin în sprijinul instituțiilor statului. IRDO, Institutul Român pentru Drepturile Omului. Și chiar vreau să vă spun că au o activitate destul de bogată în domeniul cercetării și foarte multe proiecte cu multe ministere, inclusiv Ministerul Educației Naționale, dar și forumuri internaționale. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că este necesar, mai mult de atât, schema dumnealor organizatorică este una destul de mică, mai mult și dumneavoastră normal ar trebui să aveți un raport, pentru că aveți un reprezentant USR din Camera Deputaților în Consiliul Directoral, cum și eu fac parte din acest consiliu directoral neremunerat, ca să nu existe discuții, reprezentanții Parlamentului sunt neremunerați în această instituție. Tocmai de aia ne-am propus să-l desfințăm. Am citit rapoartele respective. Bun, și eu le-am citit. Repet, sunt diferite poziții. Eu consider că nu trebuie desfințate aceste instituții la ora actuală, ci o analiză mult mai complexă pe fiecare post în parte, sunt de acord. Bun, domnule Fenechiu, sunteți și dumneavoastră alături de noi, liderul senatorilor liberali. Până la urmă, a ajuns coaliția la un consens legat de taxe. Tot ce știm e că ședința a început la ora 14, dar nu știm sau apar informații doar pe surse. Poate ne puteți clarifica dumneavoastră puțin acest subiect. Ce știm din presă e chiar o declarație a dumneavoastră, că nu susțineți majorări de taxe, dar acceptă și Partidul Social Democrat asta? Nu este o declarație a mea, este o poziție a Partidului Național Liberal. Noi ne menținem poziția. În momentul de față, la nivelul coaliției, se discută. Pe măsură ce vor apărea modificări, dacă vor apărea, cu siguranță președintele Partidului Național Liberal va comunica acest lucru. La acest moment nu pot să comunic absolutamente nimic, decât că PNL își menține punctul de vedere. Nu ne dorim taxe noi. Ne dorim să păstrăm stabilitatea, să creștem colectarea și să luăm măsuri etapizat în raport de maniera în care putem să creștem colectarea și în raport de economiile bugetare pe care le putem face, care să reducă deficitul. Cum vă propuneți să creșteți colectarea și ce ne-a oprit până acum să nu colectăm suficient și iată că am ajuns în situația aceasta cu venituri estimate sau supraestimate și o colectare mult mai mică decât... Ar fi foarte simplu să merg cu o anumită retorică necolegială la adresa colegilor mei de coaliție, ci să pedalez foarte mult pe faptul că a fost o estimare greșită sau optimistă sau hazardată în buget. Pe de altă parte, fenomenul evaziunii fiscale este cunoscut ca un fenomen. Se pare că măsurile care au fost luate nu au fost suficient de eficiente. Informatizarea ANAF-ului, creșterea
controle, numărul de controle și controlele tematice, vedeți în presă că deja sunt anunțate anumite controle, vor fi de natură corelate cu o îmbunătățire a comunicării între ANAF și contribuabili, da, și anumite politici de convingere a contribuabililor să se conformeze, vor fi, credem noi, de natură să crească colectarea. Vom vedea cu cât. Pe de altă parte, se au în vedere măsuri de scădere a cheltuielilor bugetare. Guvernul va anunța care sunt acestea și, în ultimă instanță, vom vedea care este situația la momentul respectiv și vom discuta în continuare. Dar poate reușiți să ne explicați puțin, pentru că am făcut numeroase emisiuni aici la Prima News despre acea ordonanță de austeritate, așa cum era numită în spațiu public. Și atunci au apărut informațiile legate de gaura bugetară și atunci ne pregăteam să mai tăiem din cheltuieli. Și acum iarăși ne pregătim să vedem cum facem să tăiem cheltuieli. De ce nu am inclus în acea ordonanță? Sau de ce n-a fost suficient acea ordonanță? Acea ordonanță a fost o ordonanță a premierului Nicolae Ciucă. Suntem într-un an preelectoral. Din nou vreau să fiu elegant. Noul guvern, noul prim-ministru vor să vină cu o viziune diferită sau ușor diferită. Vom vedea care va fi aceasta, vom vedea în ce manieră Partidul Național Liberal poate și cât poate să susține din această viziune, pentru că pentru a deveni o viziune a guvernului trebuie să fie susținută de Partidul Național Liberal și din dorința de a nu pune gaz pe foc și a nu fi necolegial, nu o să continui să fac o analiză, mai ales că în acest moment sunt discuții pe tema asta și cu siguranță la aceste discuții președintele partidului, secretarul general, cei care participă la discuție vor veni cu precizări atât în ceea ce privește acordurile realizate, cât și motivele dezacordurilor și în situația asta și care este poziția și argumentele Partidului Național Liberal. Bun, hai să ascultăm și argumentele Partidului Social Democrat, după care mergem să ascultăm și vocea opoziției, să spunem, da, așa. Pentru că domnul Fenechiu spunea de dumneavoastră, practic, de Partidul Social Democrat. Într-un mod elegant. Într-un mod elegant și eu am să răspund tot într-un mod elegant, fiind și colegul domnul Fenechiu și îi apreciez foarte mult activitatea. Am să spun doar că avem astăzi o coaliție și sunt convins că la finalizarea discuțiilor, ambele părți, atât Partidul Social Democrat cât și Partidul Național Liberal, vor ieși cu aceeași declarație, pentru că de fapt asta este cel mai important, să avem o declarație comună în care ambele partide să susțină următoarele măsuri ce le va implementa Guvernul României și mai mult de atât eu sunt convins că în principal ne vom axa pe ceea ce înseamnă reducerile cheltuielilor bugetare și mai mult de atât vom rămâne pe aceeași accelerare a investițiilor pentru că este foarte important și trei, nu-i mai puțin adevărat că trebuie să ne preocupe foarte mult atragerea banilor din PNRR. Pentru că dacă nu vom reuși acest lucru, atunci sigur că întreg bugetul se va da peste cap, dacă pot să spun așa, pentru că astăzi România nu își poate permite să rateze o reformă care la rândul ei să ne aducă și sumele de bani aferente PNRR-ului. Cred că aceste direcții sunt cele mai importante și mai mult de atât nu cred că discuțiile ample în spațiul public de ce am vrea unul și ce ar vrea celălalt sunt atât de importante, ci cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla este ca astăzi coaliția și cei doi lideri să stabilească următoarele măsuri ce vor fi luate în guvern și comunicate, bineînțeles, imediat după această ședință, pentru că altfel am stopat și atât de multe știri sau, mă rog, anumite speculații cu privire la creșterea anumitor taxe și impozite, ceea ce nu se pune în discuție la ora. Da, iertați-mă, dar tot coaliția ne bagă pe terenul ăsta speculativ, pentru că nu apar informații clare, adică tot ce se dă în presă apar informații pe surse și atunci noi începem să speculăm sau să ne imaginăm de cele mai multe ori foarte important. De asta spun și eu că e foarte important ca unul dintre cei doi lideri, fie președintele Marcel Ciolacu, fie Nicolae Ciucă, să iasă
și să spună foarte clar care sunt deciziile coaliției, pentru că astfel vom stopa multe din speculațiile făcute în presa centrală, dar și locală, și e foarte important ca populația să cunoască realitatea și să nu exagerăm pe anumite știri cu privire la anumite creșteri, pentru că, repet, nu s-a pus în discuție niciodată nici creșterea de 19% a TVA-ului și multe alte știri care au tot rulat pe acest considerent că nu ați avut informația oficială. Este și normal să marjați pe asemenea știri, dar, repet încă o dată, eu cred că astăzi sau poate în cursul zilei de mâine lucrurile se vor finaliza și, într-adevăr, vom avea măsurile clare spuse la televizor. Bun. Domnule Seidler, ați ascultat puțin, practic se delimitează așa cele două partide de anumite responsabilități legate de buget, de exemplu. Cât e până la urmă gaura bugetară sau cât o estimează USR? Că trebuie să aveți propriile estimări, să fim serioși. De unde să știm cât a ratat guvernul din propriile estimări și când, cine spune adevărul și cine spune o minciună. Vă aduc aminte, prima dată când a ieșit informația cum că ar fi o gaură bugetară, l-am chemat în Parlament pe ministrul finanțelor de atunci și de la tribuna Parlamentului ne-a spus: nu este, domnule, nicio gaură. Despre care tot el vorbise. Da. Atunci întrebarea este când a mințit? Atunci când a spus că există sau atunci când a spus că nu există? Că există. Mă uit la un document, singurul document oficial pe care l-am la dispoziție din partea Guvernului României, un document de la Ministerul Finanțelor care ne spune: față de câți bani am fi putut să atragem până la finalul anului 2023 din diverse surse de fonduri europene, în principal PNRR, dar sunt și alte fonduri acolo, România în a doua jumătate a anului nu se așteaptă Ministerul Finanțelor, deci nu opoziția, nu un partid, nu un institut de cercetare, Ministerul Finanțelor, să atragă nimic, diferența fiind de 57 de miliarde de lei. E dată cifra în euro, mulțești cu 5, aia e. Bun, asta e singura cifră oficială pe care o avem. Ce face ca să atragă acești bani? Păi avem parte din acești bani, 1,2 miliarde de euro, sunt programul Repower, adică bani gratis ca să investești în producția de suplimentară de energie. Unde, atenție, unde toată lumea spune, toată lumea înseamnă producătorii de alimente din România și distribuitorii, dacă ar scădea prețul curentului electric și al gazelor naturale, pentru că am avea producție mai mare și de curent, ar frâna inflația, pentru că inclusiv alimentele nu s-ar opri din creștere, s-ar ieftini. Adică ar fi mai puțin. Nu ar rămâne la nivelul ăsta să se oprească din creștere. Ar fi chiar mai puțin. Ce face guvernul României? Estimează că nu o să ia niciun leu din acei bani și deci nu va face nicio investiție, pentru că între timp mai vin două legi în Parlament care ne spun: avem niște obiective economice, hidrocentrale, în afara ariilor protejate, cu peste 50% grad de realizare, în care ar trebui să mai bagi niște bani, dar iată, îi ai gratis de la Uniunea Europeană, care ar putea să producă încă anul ăsta curent electric suplimentar și România decide că le taie de pe lista de investiții și nu va face nimic. Dacă asta este ceva ce poate fi explicat de o minte rațională, abia aștept acea explicație. Încă n-a reușit nimeni să spună chestia asta de la guvern și noi să mă întrebați care e dimensiunea deficitului bugetar. Nici guvernul nu știe, că dacă ar ști, bănesc că ne-ar spune. Atunci când dumneavoastră presa speculați în lipsa unei informații, în 90% din situații, din experiența mea, există o singură cauză. Chiar nu există acea informație. Sunt atât de competenți, între ghilimele, încât nici ei nu știu. Că ar spune o cifră. Bun, s-a tot adus în discuție PNRR și vedem că coaliția își propune să atragă fondurile din PNRR. Aș începe tot cu dumneavoastră, pentru că faceți parte din partidul care a scris împreună cu Partidul Național, Național Liberal, acest PNRR. Deși acum este criticat inclusiv de voci din Partidul Național Liberal. Partidul Social Democrat, de exemplu, mereu a avut anumite narrative legate de PNRR, că a fost făcut la secret, că sunt anumite jaloane nerealiste. Dar acum, prin vocea domnului Matei, înțelegem că își propun să atragă toate fondurile, să nu ratăm nicio reformă. Chiar și premierul Ciolacu spune asta. Chiar și premierul Ciolacu spune acest lucru. Tot istoria ne-a arătat că a mai atras fonduri care sunt blocate la Banca Națională a României și faptul că aducem bani în țară, dar nu-i folosim, nu știu dacă ne ajută neapărat cu ceva.
Care e stadiul PNRR în momentul de față? Că îl cunoașteți foarte bine planul. Pentru prima ce am ratat, ce n-am ratat? Pentru prima jumătate a anului 2023 aveam de îndeplinit 49 de jaloane. Bun. Am ratat 30. Bun. Mai merită spus ceva? Pentru sfârșitul anului 2022, cel mai important jalon care trebuia realizat până la 31 decembrie 2022, adică să intre în vigoare legea, era reforma pensiilor speciale. Să vedem ce va spune Curtea Constituțională, mai apoi să vedem ce va spune Comisia Europeană, pentru că ceea ce a spus Banca Mondială, Guvernul României știe, dar ține la secret. De ce ar ține la secret o informație pe care o are? Poate pentru că e neconvenabilă, mă gândesc. Altă explicație. Bine, nu. Banca Mondială a mai criticat variantele coaliției care au mai fost prin Parlament. Și pe bună dreptate, că impactul bugetar era minuscul. Exact. Reforma pensiilor nespeciale. Termen de intrare în vigoare a legii, 31 martie 2023. Termen de intrare în vigoare a legii, nu de punere în Parlament, nu redactare, nu început de lucru pe proiect în minister, ci intrare în vigoare. Doamna Bucura Oprescu, noul ministru al muncii, ne spune că va începe să lucreze la acest proiect. Sunteți în întârziere cu cel puțin 6 luni, presupunând că la sfârșitul lunii septembrie vom adopta această lege. Întârziere de 6 luni. Chiar și banii care vor veni din PNRR, deci, vor veni cu întârziere. Pe cererea de plată numărul 2, cea despre care s-a tot discutat, nici astăzi Comisia Europeană nu a spus care e penalizarea aplicată României. Doar Guvernul României a lansat o cifră. Deci, nu știm nimic, suntem în mare întârziere, iar reformele principale, unele dintre ele care trebuiau să fie deja în vigoare, nici măcar n-am început să lucrăm la ele noi ca țară. Și asta e pe partea legislativă, dar pe partea de investiții avem o întârziere la fel de mare. Digitalizarea ANAF-ului, că s-a discutat la punctul anterior, e în întârziere. Achiziția de 3.000 de microbuze școlare pentru școli e în întârziere. Tot ce înseamnă proiect mare de investiție e în întârziere. Dar asta e un guvern foarte performant, succesorul anteriorului, nu-i așa? Cum poți să fii cu toate în întârziere? Cum? Bun. Domnule Fenechiu, ce părere își face așa Comisia Europeană sau cum arată credibilitatea României din moment ce din 49 de jaloane, cum spunea și domnul Seidler, 30 le-am ratat, am îndeplinit 19, dar totuși la nivel declarativ coaliția își propune să nu rateze niciun jalon. Vă rog. Frumusețea exprimării constă în împrejurarea că anumite lucruri le pot spune în feluri diferite. Domnul Weigel spune din 49 a tratat 30. Eu spun, din 49 suntem în întârziere cu 30 și în sprijinul afirmației mele aduc faptul că Guvernul României a fost în permanentă comunicare cu Comisia Europeană. Am informat punctual Comisia Europeană în legătură cu anumite dificultăți pe care le întâmpinăm. Legea pensiilor de serviciu este o problemă complicată. Știe foarte bine Comisia Europeană că este o problemă complicată, care este complicată datorită deciziilor curții constituționale care sunt suverane în România, și nicio soluție identificată nu prezintă certitudinea că va trece peste controlul de constituționalitate. Asta o știe foarte bine și domnul Zaider. Domnul Zaider știe foarte bine că suntem cu tranșa a doua în curs de plată. Discutăm de o anumită penalitate, nu discutăm de penalitate, discutăm de faptul că s-ar putea să luăm mai puțin cu o sumă de circa 100 de milioane de euro. Este vorba de zona de hidrogen, nu știu exact suma, dar este acolo. În rest, întreaga sumă va fi virată României și într-un termen relativ rapid. Discutăm de câteva săptămâni de zile. Pe de altă parte, există premisa reală ca tranșa a treia să o primim spre sfârșitul anului, în cel mai rău caz, începutul anului viitor, iar cele 30 tranșa de... Tranșa a treia, adică cea legată de pensiile speciale?
Da, cele 30 de puncte. Păi și dacă nu trece de Curtea Constituțională? Dacă nu trece de Curtea Constituțională, o să facem o sesiune extraordinară după decizia Curții și vom pune în acord decizia Curții cu forma finală a legii. Deci dacă Curtea va identifica ceva că nu e în regulă din perspectiva constituționalității, o să convocăm Parlamentul în ședință extraordinară imediat ce avem motivarea Curții Constituționale și o să oferăm modificările astfel încât să ne îndeplinim jalonul. Se lucrează și la legea pensiilor, se lucrează și la celelalte. Comisia Europeană știe că suntem în întârziere și știe că în ultimă instanță noi suntem cei care decontăm faptul că încasăm banii mai târziu, pentru că dacă banii intră în economie, dezvoltarea pe orizontală duce la venituri bugetare, duce la creșterea producției intern brut. Deci sunt o serie de consecințe care sunt evidente pentru toți cei care înțeleg. În ultimă instanță, aș vrea să spun că eu niciodată n-am criticat PNRR-ul și nu o să-l critic, nu o să critic colegii din USR pentru PNRR, însă la o analiză obiectivă pot să constat că anumite termene prinse în jaloanele PNRR au fost termene care au fost ușor optimiste și n-au avut în vedere niște dificultăți care se prefigurau. Păi da, dar ne-am fi bucurat să auzim acest lucru de la Partidul Național Liberal în momentul în care s-a conceput acest Plan Național de Redresare și Reziliență și să negociem mai... Au existat și la momentul respectiv discuții, însă poziția Partidului Național Liberal sau a unei părți a leadership-ului Partidului Național Liberal a fost aceea că anumite discuții au loc în interior și dacă se ia o decizie, decizia se respectă. Iar decizia luată la momentul respectiv a fost să mergem mai departe pe varianta care s-a negociat cu Uniunea Europeană. Vreau să vă spun de exemplu că se discută foarte mult de pensiile speciale. Vreau să vă spun că pensiile speciale care sunt un desiderat al Partidului Național Liberal, în momentul de față eliminarea pensiilor de serviciu speciale este susținută de tot spectrul politic, nu a fost solicitată de Comisia Europeană. A fost propusă de către România ca parte semnatară. Nu exista nicio condiționalitate. Era o dovadă a faptului că România își dorește să rezolve această problemă. De altfel, poziția Comisiei Europene, în momentul când a apărut această întârziere, a fost o poziție legată, a fost angajamentul vostru, nu vi l-a cerut nimeni. Sunt o sumedenie de țări în Europa care au pensii de serviciu. Da? Voi ați inclus în PNR aceasta ca o obligație, trebuie să o rezolvați, ok, noi mă înțelegem, găsiți soluții, pentru că a fost angajamentul vostru. Și sunt convins că domnul Matei și domnul Zeidler pot să confirme această informație, că lumea se știe. Bun, ajung imediat și la domnul Matei, dar îl vedeam pe domnul Zeidler, că râde și sunt curios. Da, domnul Fenechiu, să știți că nu e chiar așa. Și vă spun și de ce. Bine, și vă dau și dovada. Odată la semestru, după cum știți, Comisia Europeană întocmește un raport privind fiecare țară și de multe semestre reproșează României stabilitatea fiscal-bugetară, indicând în mod concret cheltuielile privind pensiile, nu doar cele contributive, ci și cele necontributive, denumite ele în limbaj popular speciale. Așadar, aceasta era o cerință a Comisiei Europene, de unde și acel prag de 9,4% din PIB cheltuibil cu suma pensiilor contributive și speciale, o chestiune pe care în mod expres Comisia și-a dorit să figureze în PNRR. Dar sigur, putem discuta despre geneza PNRR-ului. Fapt rămâne că într-un final Comisia Europeană a apreciat planul României ca fiind printre cele mai bune planuri similare dintre toate țările Uniunii Europene. Fapt care, apropo, cuprinde și unele angajamente și așezarea lor în timp. Și am o mărturisire
mărturisire pe care cred că pot să o fac publică de la domnul Ghinea, care îl întreba la vremea respectivă pe Virgil Popescu, ministrul energiei, ești sigur că putem îndeplini aceste două jaloane? Vorbim tocmai despre cele două din cererea de plată numărul 2 atât de repede? Și el a spus, sunt ca și făcute, deci nicio problemă. Iată că de la sunt ca și făcute, nicio problemă, afirmație sigur care ar trebui confirmată pentru ca să fie tot în regulă și de domnul Virgil Popescu, a devenit o mare problemă pentru România, deși un ministru al PNL la vremea respectivă spunea, nu e asta o problemă, sunt ca îndeplinite. Bun, domnule Matei, da. Sigur doriți să răspundeți la afirmația multe. Cel mai bun plan. Asta e de la comisie, nu de la mine. Asta e de la comisie. Asta e de la comisie, dar eu n-am auzit nicio declarație a unui oficial de la Comisia Europeană să spună felicitări României pentru modul în care ați întocmit PNRR. Eu nu am auzit. Dacă dumneavoastră ne faceți publică o astfel de declarație, eu am văzut doar că a venit președinta Comisiei Europene cu o mică mapă, două foi A4, unde s-a semnat, s-au îmbrățișat, s-au pupat reprezentanții de atunci, inclusiv președintele României. Dar eu n-am auzit o declarație mai apoi în care să se spună felicitări României, sunteți cei mai buni din România din punct de vedere al viziunii voastre cu privire la reformele din România. Revenind la cele prezentate anterior, eu vă spun în felul următor. Cu întârziere sau fără întârziere, Comisia Europeană nu a spus în mod oficial și nici neoficial că România nu mai beneficiază de anumite fonduri din PNRR stabilite, per total sau per domenii, cum vreți dumneavoastră. Deci astăzi România nu este în pericol sub nicio formă de a pierde acești bani, pentru că, repet încă o dată, nu am fost sancționat și nu ni s-a tăiat niciun ban din PNRR aferent țării noastre. 2. La plata numărul 2, eșalonul numărul 2, România are doar o singură întârziere la Ministerul Economiei pe două reforme în valoare de 50 de milioane de euro. Acestea sunt întârzierile la plata numărul 2. Pentru plata numărul 3, unde intră la calup pensiile speciale, intră totodată și ceva legat de mediu, sunt mai multe domenii. Dar revenind pe plata pe problema pensiilor speciale, așa numite generic, România a respectat ceea ce a spus și Banca Mondială, iar ultima negociere în urma raportului cu Banca Mondială și așezarea legii pensiilor speciale în Camera Deputaților, Cameră Decizională, Comisia Europeană a avut trei obiecții pe care România le-a îndeplinit prin amendamentele respective la Camera Deputaților și avea și declarația fostului ministru a muncii, domnul Marius Budăi. Și am votat această lege. Ceea ce așteptăm noi acum este să ne spună Curtea Constituțională. Sunt două variante ale Curții Constituționale. Una nu ne avantajează și atunci putem să riscăm să intrăm într-un nou termen pe care ar trebui să-l cerem Comisiei Europene și nu e de dorit acest lucru, și anume ca legea pensiilor speciale să fie declarată neconstituțională în integralitatea sa. Asta este un mare pericol, spun eu, din punctul meu de vedere, pentru că asta înseamnă... Trebuie gândită de la zero toată. Asta înseamnă să o iei de la zero și nu în regulă și atunci sigur nu mai are timp. Eu cred că e exclus o asemenea variantă. Da, de acord cu dumneavoastră, domnule senator, dar eu vreau să explic variantele în sine pe care ni le poate da Curtea Constituțională. Din punctul meu de vedere, Curtea Constituțională va declara neconstituțional doar anumite articole. Poate ceva legat de bicameralism, deși nu știu care ar fi acolo, dar mă rog, repet. A fost rezolvat bicameralismul, domnul Matei, a fost rezolvat. De acord cu dumneavoastră. Poate vă amintiți că am făcut sesiune în Senat, a fost transmisă propunerea tocmai pentru bicameralism și forma adoptată în Camera Deputaților e forma care a trecut de Senat. De acord cu dumneavoastră, deci, repet, dacă Curtea Constituțională ne va sesiza anumite aspecte de neconstituționalitate pe anumite articole, Parlamentul le va rezolva de îndată, pentru că este obligat să le rezolve de îndată, avem această posibilitate. Deci, premisele pentru ceea ce se spune de către colegul de la USR, că am pierdut banii, că nu am pierdut niciun leu. Dacă i-am fi pierdut, Comisia Europeană ne-ar fi spus foarte clar, România din cererea de plată numărul 2 pierde 100 de milioane de euro. Nu avem acest lucru. 3.
dacă tot vorbim de aceste pensii speciale și se tot margează pe acest fapt că România pierde banii, pierde banii, pierde banii. N-a pierdut niciun ban. Suntem în... Pensiile speciale fac parte din tranșa numărul 3 aferente României, iar noi suntem astăzi în grafic cu aceste pensii speciale. Chiar dacă o să-mi invocați, da, aveți întârzieri, da, dar n-ați fost în stare o lună, două, cinci, nouă, stimate colegi, Uniunea Europeană n-a spus foarte clar printr-o adresă oficială României: dragă Românie, începând de astăzi nu mai beneficiezi de tranșa numărul 3. Nu! Așadar, din acest punct de vedere, nu mai lansați în spațiu public tot felul de știri cât mai pompoase. Eu știu, e mult mai lejer și mult mai frumos din opoziție. Nu e deloc. Dar, pentru dumneavoastră, e mult mai comod din opoziție. Și am să vă spun și de ce. Pentru că e foarte simplu. Este foarte simplu să faceți 3 proiecte de lege și să le aruncați la televizor cum că nu sunt susținute. Gen, cele 3 pe care le-ați menționat puțin mai devreme, să desfințăm tot ce mișcă prin Parlament sau tot ce se învârte prin jurul Parlamentului. Cam aici ar fi exemplu pe care aș putea să vi-l dau. Și dar care n-ar repet o legătură cu realitate, dar puteți să mi-l dați, sigur. Vi le-am dat pe cele 3, desfința comasarea IRDO, care n-are nicio legătură cu realitatea, n-aveați nici impactul, nu știați nici cine lucrează acolo, cum lucrează, cu ce se ocupă, și asta au susținut-o inițiatorii dumneavoastră în cadrul comisiilor, adică am trecut pe repet încă o dată. Dar, vă rog, închid, două secunde și nu vă întrerup niciodată, două secunde. Închid. Astăzi România nu este în pericolul de a pierde vreun leu din PNRR. Bun. Domnule, tocmai ați afirmat aici că cele două jaloane nerealizate din cererea de plată numărul 2 vor însemna penalizări de 10 de milioane de euro. După care ne spuneți... Cer scuze. Nu vreau să vă întreb. N-am spus penalizări eu. Am spus că aceea e suma care n-am atras-o din suma totală aferentă cererii de plată numărul 2. Știți, unei girafe puteți să-i spuneți ipopotam, dar ea rămâne girafă. Unui cățel puteți să-i spuneți pisică, dar rămâne cățel. Pentru că dacă ai dreptul la niște bani și nu-i primești, poți să spui nerealizare, poți să-i spui cum vrei tu, dar într-un final primești cu zeci de milioane de euro mai puțin. Apropo, acea evaluare cum că ar fi zeci de milioane de euro, 50 și nu știu cât, vine de la Ministerul, de la MIPE din România. Comisia Europeană, într-adevăr, și aici aveți dreptate, încă nu a spus cât va fi penalizarea respectivă. Încă ceva, referitor la cererea de plată numărul 3 și la pensii speciale. Haideți să ne oprim. Este scris în PNRR, care e un contract între România pe de o parte și Comisia Europeană pe de altă parte, intrarea în vigoare a legii până la sfârșitul anului 2022. Acum, dumneavoastră, puteți să spuneți că e doar o întârziere, dar eu spun că e o ratare a unui termen. Mai există o hotărâre de guvern, dată de guvernul României, condus de domnul Ciucă, care spune cererea de plată numărul 3 se depune până în 31 martie 2023. Nu eu am pus asta acolo, nu USR, PSD și PNL. N-au depus-o nici până în 30, pot să presupun acum că nici până în 31 iulie nu va fi depusă. Adică e o ratare din nou la unui termen pe care voi vi l-ați setat într-o hotărâre de guvern care e totuși un act oficial al României. Eu îmi doresc să se înțeleagă foarte clar. România să atragă toți banii respectivi. Toți mi-aș dori să-i atragă. Și asta am spus și în întâlnire pe care l-am avut la Parlament cu Comisia, cu reprezentanții Comisiei Europene. Și îmi pare rău că astăzi primari din toate partidele politice, în principal de la PSD și PNL, spun: am semnat contracte de investiții pe PNRR, au început firmele să presteze lucrări, să vină facturile și guvernul nu ne dă banii. Păi astea sunt niște ratări ale voastre pe care le spun primarii voștri. Nu, degeaba vă certați cu USR-ul sau cu Comisia, cu cine vreți, dar astea sunt realități pe care le spun primarii voștri referitor la activitatea guvernului vostru. E perfect. Am ascultat cu mare atenție. Vă rog frumos, dați-mi exemplu de primari. Nume, prenume și municipiul unde au asemenea cereri și guvernul României nu și-a plătit facturile. Prin PNRR. Vreți să vă dau lista care apare în presă și publică? Nu, încă o dată. Dați-ne, spuneți-ne concret. Vă rog să mă scuzați că n-am învățat pe de rost lista primarilor. Nu vreau listă, dați-mi doar un exemplu așa din memorie, nu trebuie să vă uitați pe nicio listă. Domnule, uitați, eu am văzut declarația primarului municipiului București, unde ne-a spus în felul următor: firma constructoare XY a început lucrările și nu și-a încasat banii în termen de 6 luni de zile. Uite, o caut chiar acum. Părut și vă în timp. E perfect. Adică, haideți să discutăm concret pe perfect nume și prenume. Eu nu știu de asemenea informații. A apărut în plesă, sunt publice, adică și de acolo. Ați găsit. Trebuie să fim concreți. Eu vreau să fiu concret pe nume, prenume. Știți cum este în politica românească? Și dumneavoastră folosiți aceiași termeni. Președintele Asociației Municipiilor din România, Emil Boc,
primar PNL, a declarat că în urma discuțiilor avute cu reprezentanții AMR, Asociația Municipiilor din România, la guvern cu premierul Nicolae Ciolacu și cu mai mulți miniștri, a obținut promisiunea că până la 1 septembrie MIPE va achita datoriile pe care acest minister le are la proiecte finanțate din fonduri europene. Deci va achita, deci, încă o dată, repet, niște întârzieri. Asta declară Asociația Municipiilor. Stimate coleg, stimate dacă vreți, coleg, intrăm în detalii. Stimate coleg, așa. MIPE gestionează și alte fonduri europene. Ce legătură are planul asta? Păi, pare foarte clar. Dumneavoastră menționați de PNRR și dumneavoastră îmi faceți public o declarație a lui Emil Boc ce cere plata facturilor aferente, POCA, Planului Dezvoltat Național Rural, PNDR. Acestea sunt fonduri europene gestionate de MIFE. Ministerul Fondurilor Europene, da? Deci nu le confundați pe cele două. Eu v-am cerut foarte clar în emisiune să-mi spuneți foarte clar nume, prenume, primar, municipiu, oraș sau comună ce are întârzieri la facturi din PNRR, unde și-a început lucrările. Și Guvernul României nu a onorat această factură. Nu confundați cu celelalte fonduri europene de dezvoltare a României, care sunt alte trei axe mari de finanțare la Ministerul Fondurilor Europene. Altele decât PNRR. E total diferit. A fel cum spuneți că... Ca să știe toată lumea, MIPE gestionează și fondurile PNRR, adică nu-i de parcă doar fondurile europene clasice sunt gestionate am de MIPE. Am spus lucrul acesta, oh, am spus. Bun, Emil Boc despre asta vorbește în declarația sa. Nu. Bine, fiți foarte atent, încă o dată. Da, bun. Sigur. Deci sunt două lucruri total diferit. Nu contează. Încă o dată, sunt unul dintre cei care a avut discuții și am și participat la astfel de discuții, nu la nivel național, pentru că nu am fost invitat la această discuție, dar știu problematica asociațiilor municipiilor din România. Bun, haideți România să depășim totuși subiectul acesta, pentru că vreau o reacție. Chiar menționează expres PNRR-ul, dar nu lăsați o poveste frumoasă să fie stricată de niște adevăruri obiective venite din partea primarilor voștri, a coaliției, mă refer acum. Bun. Domnule Fenechiu, în primul rând mai avem două minute, o reacție pe asta, după care aș vrea și de la dumneavoastră un comentariu ce a apărut pe surse, că Marcel Ciolacu vrea să desfințeze 200.000 de posturi bugetare. Noi am apucat să vorbim aici în platou, acum că sunteți și dumneavoastră alături de noi, un comentariu. Deci o să încep cu această declarație și vă spun, Doamne ajută, orice restructurare a sistemului bugetar trebuie susținută, indiferent de la cine vine. Fac parte din acei membri ai Partidului Național Liberal care de mult timp spunem că e nevoie de o restructurare a aparatului bugetar și indiferent de unde vine, eu voi susține. Relativ la situația restanțelor care există în ceea ce privește planurile naționale, aceste restanțe au existat, există și vor exista, ele nu sunt îngrijorătoare, ele țin de traseul pe care circulă banii și sunt în termene rezonabile. Niciodată nu vei găsi în administrație publică o poziție în care primarii să fie mulțumiți de maniera în care se fac fluxurile financiare, pentru că este firesc ca fiecare primar să-și dorească să aibă cât mai repede banii ca să poată să își termine obiectivele și să pornească altele. Pe de altă parte, și autoritățile care au sarcina de conturi, și vorbesc aici de Ministerul Administrației Dezvoltării principal, au sarcina să verifice toate aceste lucrări, iar procedura de verificare, că discutăm de bani europeni, că discutăm de programe naționale, este o procedură care necesită timp. Adică nu poți să efectuezi plata în momentul în care ai primit solicitarea de plată. Se fac controle, se fac verificări, e firesc să fie așa, pentru că altminte o să vină colegul de la USR care o să spună, ați decontat obiective care s-au făcut doar 50%, s-au întâmplat diverse lucruri. Și atunci, pentru a proteja banul public, este normal să te asiguri că îl dai pe lucrări efectuate. Deci, închei spunând că am și eu convingere, acum a spus domnul Matei, că la nivelul coaliției se va conveni o strategie comună și ea va fi comunicată în momentul când este stabilită, agreată și asumată. Sunt de părere că este bine să vorbim cât mai puțin pe surse, pentru că orice discuție pe surse nu face altceva decât să învolbureze apele, inclusiv în coaliție, și să permită colegilor de la USR și de la alte partide. Trebuie să ieșim. Și nu e cazul.
Trebuie să ieșim. Vă mulțumesc, domnule Fenechiu, domnule Seidler, domnule Matei, pentru dialog. Pe dumneavoastră, cei de acasă, vă așteptăm și după o scurtă pauză cu noi teme interesante. Sunteți la România Politică, mai avem o oră și vă propunem teme externe, Schengen, alegeri, Spania și atacul rușilor de la granița României, foarte aproape de Galați. Să le luăm pe rând. Aș începe cu alegerile din Spania, pentru că rezultatele de acolo pot influența inclusiv traseul României spre spațiul Schengen. Și pentru asta aș vrea să ne explice puțin subiectul corespondentul Prima TV în Spania, Alin Petrică. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Vă salut, vă salut. Situația acum este destul de complicată pentru Spania, o situație care a mai fost chiar la alegerile precedente în 2019. Practic este blocaj guvernamental, așa se vorbește în toate ziarele din Spania, din Madrid, pentru că niciunul dintre blocuri, nici cel de stânga, nici cel de dreapta, nu pot să facă majoritate. Partidul Popular, care a câștigat de facto alegerile, pentru că a primit cele mai multe voturi și are cele mai multe locuri în Parlament, poate să facă alianță cu Vox, partidul de extremă dreapta, dar nu va face decât 169 de scaune în Parlament. Asta înseamnă că este la 8 scaune sub majoritatea absolută. Bineînțeles, poate să facă alianțe cu alte partide, dar este dificil. Acum, în acest moment, și blocul de stânga, condus de Partidul Socialist, care e condus la rândul lui de Pedro Sánchez, sunt în negocieri intense, atât cei de stânga cât și cei de dreapta, pentru a face cât de cât o majoritate, pentru că ambii lideri, adică și Alberto Feijo, liderul Partidului Popular, cât și Pedro Sánchez, premierul în funcție și liderul Partidului Socialist, și-au exprimat intenția și dorința de a-și prezenta candidatura ca premier pentru următorii 4 ani. Care e procedura? Se fac negocierile între partide, se vor duce la majestatea sa, regele Felipe al VI-lea, care în urma consultărilor cu partidele va nominaliza un premier. Cumva ca la noi, are practic. Are două variante, practic. Alberto Feijo din partea PP și Pedro Sánchez din partea PSOE. Ei bine, să zicem că îl nominalizează pe Alberto Feijo, se va duce în Parlament, va fi un vot de investitură, dacă nu trece cu majoritate simplă, adică 177 de voturi, se vor face din nou runde de negocieri și propuneri către regele Felipe al VI-lea. Acesta probabil că va nominaliza pe celălalt candidat, adică pe Pedro Sánchez, și se va duce din nou în Parlament. În măsură în care nu va trece, în acel moment sunt 54 de zile în care se vor organiza alegeri anticipate. De aceea se vorbește din nou despre un blocaj politic, o criză politică, un blocaj guvernamental, pentru că deocamdată nu s-a creat această majoritate. Desigur, regele nu are un termen legal, constituțional, cum vreți să-i spuneți, prin care să nominalizeze un premier. El poate să zică, până nu vă înțelegeți, eu nu vă chem la palat. Și atunci aceste negocieri care se întâmplă acum sunt foarte importante. În 2018, pe 2019, a fost o situație similară, pentru că Partidul Socialist împreună cu Unidos Podemos, atunci, acum transformat într-un fel, printr-un personaj foarte important, Yolanda Díaz, în Platforma Sumar, care are o politică de extremă stânga, aveau cu un scaun atenție mai puțin decât au acum. Și printr-un joc de negocieri, prin promisiuni, prin compromisuri foarte mari către independentiștii catalani și paști, Petru Sánchez a reușit atunci să formeze un guvern minoritar, dar care a avut sprijinul unor facțiuni, unor partidulete regionale care au obținut la timp ceva și iată că a rezistat atâția ani de zile în fruntea Spaniei. Deci încă este jocul deschis, este criză politică, probabil că va dura luni de zile până se va așeza totul. Și vom vedea. Iar ca să răspund un pic la tema legată de Schengen, Spania este o țară serată, la fel și Uniunea Europeană. Lucrurile pe care și le asumă la nivel internațional nu se schimbă în funcție de guverne.
Pe sigur, există politici economice care pot fi modificate și renegociate. Dar în ceea ce privește susținerea Spaniei față de aderarea României la Schengen, nu este nicio tăgadă și Alberto Feijó și Partidul Popular și Pedro Sánchez și PSOE sunt clar cu noi în ceea ce privește acest lucru. Nu cred că va fi o influență. Bun, și cât se poartă negocierile acestea, practic Pedro Sánchez rămâne premier, nu? Un soi de premier cu puteri limitate, așa, nu? Pedro Sánchez este premierul în funcție al Spaniei, bineînțeles în momentul în care nu mai are votul popular, pentru că nu-l mai are, că au fost alegeri, are puterile limitate, dar el rămâne premierul Spaniei. Bun, îți mulțumesc mult de tot pentru informații că ai clarificat, pentru că la noi în presă au apărut o felul de informații care îl scoteau câștigător ba pe Pedro Sánchez, ba pe contracandidatul său, mă rog, partidele celor doi. Acum înțelegem ceva mai bine cum stau lucrurile. Bun, îți mulțumesc, Alin Petrică, pentru intervenție. Vă propun să rămânem la tema Schengen, pentru că practic ne ascuțim așa ghearele la adresa Austriei la nivel european. S-au votat tot felul de lucruri interesante prin Parlamentul European și apar de asemenea reacții de la Comisia Europeană, care reiterează practic sprijinul pentru România. Totodată încercăm să discutăm despre aderarea României la Schengen prin prisma alegerilor din Spania. Avem și niște reacții interesante de pe plan local. De exemplu, Kelemen Kunor spune că Ungaria ar putea pune aderarea României la Schengen pe agenda în 2024. Iată un alt semnal și pentru anul următor. Bun. Alături de noi, prin Skype, domnul Eugen Tomac, europarlamentar PMP. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara! Și domnul Vlad Botoș, europarlamentar USR. Mulțumesc de asemenea că ați acceptat invitația. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Bun, acțiuni importante demarate de țara noastră și nu numai, de comunitatea europeană la adresa Austriei. Austria continuă să fie ținta acțiunilor practic pe care România le ia pentru aderarea la Schengen și sunt mai multe anunțuri oficiale venite de la Bruxelles, prin care, cum spuneam și mai devreme, majoritatea elementelor europene, să le numesc așa, Comisia Europeană, Parlamentul European, chiar și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, și aici o să merg la domnul Tomac, sprijină demersul României și critică, practic, Austria. Când avem șanse reale de aderare, ne întrebăm acest lucru, pentru că apare ziua și informația și n-aș vrea să încălzim iarăși cartoful ăsta fierbinte atât de tare, încât și dezamăgirea va fi pe măsură în cazul în care vom eșua în demersul nostru. Domnule Tomac, vin prima dată la dumneavoastră, vă rog. Bună seara, mulțumesc încă o dată pentru invitație. Dumneavoastră ați prezentat un cadru larg legat de situația privind spațiul Schengen, însă nu știu dacă ați dorit sau vreți să dați mai multă importanță guvernului decât are în toată această perioadă, deși guvernul României este cel care trebuie să pună cel mai mare efort în momentul de față pentru ca în Consiliul Uniunii Europene acest dosar să nu mai stagneze. Așa este, instituțiile europene își fac treaba, pentru că și eu și domnul vicepreședinte Botoș și alți colegi europarlamentari nu ratăm nicio ocazie pentru a ține pe agenda Uniunii Europene dosarul Schengen. Și așa este. Comisia Europeană săptămâna trecută a venit cu un mesaj foarte clar și direct în premieră, pentru că de obicei din practică nu intervine în procesele deschise la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu atât mai mult cu cât e vorba de un proces extrem de complex, cum este cel pe care l-am deschis împotriva Consiliului Uniunii Europene. Dar prin comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, transmite Comisia Europeană că tot ceea ce susținem noi la unison, și anume că România este discriminată, că România îndeplinește toate criteriile, că blocajul generat de Austria este nejustificat,
confirmă și Comisia Europeană într-un răspuns pe care l-am primit săptămâna trecută cu privire la dosarul pe care l-am deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și de asemenea, Parlamentul European, în urmă cu două săptămâni, a votat la Strasburg o rezoluție extrem de dură la adresa Austriei, unde se pun în evidență toate aspectele ce țin de încălcarea drepturilor pe care românii le merită ca cetățeni europeni să le aibă, și anume să se bucure de libertate de circulație în Uniunea Europeană și, evident, mărfurile noastre. Greu de spus în momentul de față și sunt absolut convins că președinția spaniolă, indiferent de evoluțiile politice interne, ne va susține dacă, evident, Austria își va schimba punctul de vedere și tehnic, oricând se poate intra în spațiul Schengen, dar rămâne de văzut câtă lume va fi alături de noi sau câte guverne vor fi mult mai ferme în relația cu Nehammer, astfel încât să nu mai blocheze un drept firesc pe care cetățenii români îl merită. Bun, domnule Botoș, ridica o problemă domnul Tomac mai devreme, zic eu, foarte importantă. Pe de o parte este lupta dusă de europarlamentarii români în acest dosar, în dosarul Schengen. Și acum nu aș vorbi de un partid sau altul, pentru că am observat că este o luptă dusă la unison, practic, europarlamentarii din toate partidele din România susțin și fac diferite demersuri pentru aderarea țării noastre și pentru aderarea Bulgariei, pentru că suntem cumva la pachet. Dar ce face în acest moment propriu-zis guvernul? Știți ceva? Nu știu, negociază, pune presiune, nu știu, sau la nivel mai înalt, nu știu, președintele Klaus Iohannis, pentru că e pe de o parte lupta dusă de europarlamentari și este pe de altă parte lupta dusă de guvern și de președintele României, care ne întrebăm dacă luptă la unison cu europarlamentarii români. Domnul Andrei Gheorghe, ați punctat foarte bine. Noi toți europarlamentarii români, și aici nu vorbesc doar de domnul președinte PMP Eugen Tomac sau de mine sau de colegii din USR, reușim să ținem aproape sesiune plenară sau, mă rog, lună de lună în comisiile noastre de specialitate din Parlamentul European acest subiect, România și Bulgaria în Schengen. Și să știți că nu este puțin lucru într-o Uniune Europeană cu 27 de state, cu atâtea crize succesive în care fiecare țară membră are propriile probleme. Noi reușim acest subiect, România în Schengen, să-l ținem pe agenda publică și nu doar prin discursul sau, mă rog, prin discuții formale și informale cu colegii noștri, ci și prin rezoluții concrete. Acum, întrebarea pe care mi-ați pus-o, i-am adresat-o și eu doamnei ministru de externe, Luminița Dobescu, care a fost până la trecută la Bruxelles și ne-a invitat pe toți europarlamentarii români la reprezentanță. M-am bucurat să văd deschidere din partea ei, însă i-am cerut să fim mult, mult mai ofensivi și din nou toți europarlamentarii am spus, doamnă, haideți să avem o strategie comună, haideți să lucrăm, bazați-vă și pe experiența și expertiza noastră. Am avut săptămâna trecută un Consiliu Jai, vom mai avea un Consiliu Jai în Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, acolo unde se votează tehnic, propriu-zis, aderarea României și Bulgariei la Schengen. Vom mai avea un 28 septembrie, unde nu va fi acest subiect pe ordinea de zi, însă vom mai avea alte două până la sfârșitul anului, 19 octombrie și 4 decembrie. Și această fereastră trebuie folosită, pentru că dacă anul acesta nu forțăm prin toate mijloacele, prin discuții tet-a-tet cu guvernul austriac, prin discuții la masa Consiliului European, unde ar trebui președintele României să ducă acest subiect, dacă vedem că nu reușim la nivel de miniștri să rezolvăm problema, fereastra aceasta de timp se va închide și eu și domnul Tomac spunem asta de peste un an de zile. Anul viitor vom avea alegeri europarlamentare în toate țările membre, sub președinția Belgiei, care va prelua de la Spania, de la 1 ianuarie, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, nu văd cum vom putea avea acest subiect pe ordinea de zi, pentru că nu se cutuma spune că nu punem astfel de subiecte în campanie electorală. După aceea, de la 1 iulie, va prelua Ungaria președinția
rotativă a Uniunii Europene, însă ne putem trezi cu alte configurație politică europeană după alegerile europarlamentare. Nu doar că avem alegeri europarlamentare în iunie 2024, ci avem multe alegeri parlamentare în statele membre. Am avut ieri în Spania, vom avea în Luxemburg, vom avea în Olanda și acest subiect poate fi, lărgirea spațiului Schengen poate fi un subiect intern. De aceea este important ca toate eforturile statului român, de la președintele României, care deține pârghiile puterii în ceea ce privește politica externă a României, la nivel de ministru de interne, avem un nou ministru de interne, nu, dar e un om cu experiență, a fost atâția ani ministrul justiției, la ministru de externe a României să facă toate demersurile. Vă spun sincer că noi europarlamentarii, oricât de mult facem, iar domnul Tomac este unul dintre oamenii care a împins și a avut această idee inovativă cu acest proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, nu mai putem împinge mai mult dosarul. Aici se discută la nivel de guverne, la nivel de șef de guverne și de șef de stat. Vedem că avem suportul și a unor state membre. M-am bucurat să urmăresc vizita cancelarului Olaf Scholz din Germania, care a fost în Austria și care a comunicat că discute inclusiv acest subiect cu cancelarul Nehammer. Trebuie să negociem și trebuie să negociem politic. Noi românii am fost tot timpul de partea bună, am susținut Uniunea Europeană în toate demersurile sale și este normal, suntem parte din acest proiect al păcii, al apărării și bunăstării, însă și noi trebuie să jucăm mult mai bine, iar domnul președinte măcar în ultimul mandat în ultimul an de mandat să împingă acest subiect mult mai mult. Nu avem voie să mai avem un eșec pe tema Schengen, pentru că oricum euroscepticismul a prins chiar și în România. Românii sunt europeni, românii merită să fie în Uniunea Europeană. Eu sunt arădean, știu ce înseamnă cozile de la frontierele de vest, trăiesc asta și eu personal și vă spun sincer că economia românească pierde sume importante de bani, miliarde și miliarde de euro, antreprenorii români pierd bani și noi toți cetățenii români pierdem timp, energie și bani dacă acest deziderat de țară nu se înfăptuiește. Suntem membri de 16 ani în Uniunea Europeană, de 12 ani îndeplinim criteriile tehnice, trebuie la nivel de președinte să existe mai multă implicare și să împingă acest subiect înainte anul acesta. M-aș lega de ce a spus acum și așa este, evident aveți dreptate, România pierde extraordinar de mulți bani pentru că nu suntem partea spațiului Schengen și m-aș duce la domnul Tomac pentru că menționa mai devreme de acea rezoluție votată de Parlamentul European cu o majoritate incredibilă, o rezoluție din care am înțeles că am putea primi și anumite despăgubiri din partea Austriei, tocmai în contextul pierderilor suferite de România datorită faptului, din cauza faptului că nu suntem în spațiul Schengen. Vă rog, la cât s-ar putea ridica aceste despăgubiri sau ce s-a decis? În primul rând, în rezoluția pe care am votat-o la ultima plenară de la Strasburg, sunt trei aspecte importante care sunt precizate. Și anume, că românii sunt discriminați prin această decizie absurdă a Austriei. Doi, că trebuie cineva să răspundă pentru această situație prin care trecem în mod nejustificat. Și aici se deschide o discuție necesară privind posibile despăgubiri, însă este un mecanism extrem de sofisticat. Însă semnalul politic transmis de Parlament este că trebuie să existe o asemenea opțiune. Și trei, că Parlamentul analizează posibilitatea de a interveni în procesele deschise la Curtea de Justiție. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Va trebui să mă retrag, din păcate, așa cum v-am informat. Da. Și sper să avem și alte ocazii pentru a dezbate. Bun. Domnule Botoș, și aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Vă salutăm, domnule Tomac. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Numai bine. Domnule Botoș, pentru dumneavoastră aceeași întrebare, pentru că a circulat prin spațiul public această informație despre despăgubiri pe care le-ar putea încasa România. Și acum ne punem întrebarea dacă au fost doar niște informații așa aruncate de unii alții prin presă sau chiar am putea primi niște bani din partea Austriei.
Nu, Gheorghe, eu nu sunt un om politic care să spune adevărul. Această rezoluție are mai mult o valoare simbolică. Din păcate, prin această rezoluție nu putem impune clar despăgubiri. Sigur că noi am calculat și colegii mei care au negociat această rezoluție au calculat clar ce despăgubiri ar trebui să primească România. Știm cu toții că sumele sunt foarte, foarte mari. Suntem aproape la 10 miliarde de euro. Acum pe care nu zice nimeni să ne dea Austria 10 miliarde de euro, să fim serioși. Sigur, dar noi trebuie să dăm un semnal puternic, pentru că România, și nu doar România, întreaga Uniune Europeană, inclusiv firmele austriece pierd bani. Și asta le-am explicat-o domnilor colegi europarlamentari din familia politică și partidul domnului Nehammer. Adică firmele austriece produc aici, firmele austriece. De acord, și ce v-au răspuns? Ce v-au răspuns colegii domnului Nehammer? Sigur, toți îmi spun așa, se uită în ochii mei și îmi spun, da, înțelegem, însă este o problemă cu migrația. Și când mergem în detaliul acesta, că mie îmi plac mult lucrurile astea tehnice și luăm harta Europei și ne uităm la toate rutele migratorii, pe unde intră acești migranți, și da, trebuie să recunoaștem, sunt migranți care vin clandestin în țările membre, vedem că aceștia nu vin nici prin România, nici prin Bulgaria, ci ruta este prin Balcanii de Vest, direct în Ungaria și apoi mai departe. Inclusiv prin Croația, care, apropo, Croația a aderat, nu? Exact. Croația nu doar că a aderat, Croația a intrat în Uniunea Europeană la 6 ani după România, în 2013, iar acum la 10 ani de când a aderat la Uniunea Europeană, este și membru în Schengen de la 3 ianuarie și are în și zona europeană. A închis tot cercul european. Mi se pare un traseu incredibil aici. N-avem ce să spunem vis-a-vis de politicul din Croația. Adică între 2013 și 2023, 2022, 2023, să închizi tot acest cerc european. Păi vă reamintesc de cât timp ne chinuim noi și de fiecare dată când se schimbă guvernul, reapare acel narativ. Vrem să ne îndreptăm spre zona euro. Cel mai aproape am fost... Noi nici măcar nu avem o dezbatere în România aplicată despre cum să trecem la moneda euro. Nici măcar nu avem o perspectivă de timp. Inclusiv exact. Bulgarii tind să ajungă în zona euro de la 1 ianuarie 2024. Și posibil să ajungă, că îndeplinesc criterii. Noi, dacă mi-amintesc bine, cred că am stat ceva mai bine la capitolul ăsta în timpul guvernului Dăncilă, dacă nu mă înșel, când din 5 criterii, 6 criterii îndeplineam, ne mai lipsea unul despre asta. Dar pentru că noi vorbim prea mult despre oameni și fiecare premier, fiecare ministru. Mă refeream ca perioadă de timp. Strategie și vorbim mai puțin despre politici publici și despre strategie. Da, nu mă refeream că doamna Dăncilă a făcut acest lucru posibil. Identificam ca perioadă de timp, așa, ca să ne dăm seama cam cât timp a trecut de atunci până acum, timp în care am pierdut toate criteriile, cel puțin cel legat de stabilitatea prețurilor, să fim serioși, vedem ce se întâmplă și așa mai departe. Bun, revenind la Schengen, mandatul Spaniei, mandatul Ungariei, când ar putea fi totuși un termen realist? Bine, acum o să-mi spuneți că depinde cum funcționează negocierile, cine mai negociază pentru noi, Germania, știu eu, Franța și așa mai departe. Însă toată lumea se întreabă după eșecul din 8 decembrie 2022, încă de atunci, din seara eșecului, ne întrebăm care ar fi un termen realist. Ni s-a spus 2023, după aceea ni s-a spus octombrie 2023 aerian, urmând ca în ianuarie 2024 terestru. După aceea ni s-a spus că poate nu 2024, că e un an electoral, puternic electoral la nivel european, inclusiv la noi în țară, 4 rânduri de alegeri. Și atunci ne întrebăm, măcar 2025 sau când ar deveni un termen realist? Domnul Gheorghe, dumneavoastră ați spus ceva important în deschiderea acestui dialog, că nu ar trebui să mai creăm așteptări false. În decembrie anul trecut s-au creat niște așteptări fantastice și toți am muncit în acea direcție să intrăm. Ceea ce m-a deranjat pe mine și am spus și doamnei ministru de externe și sunt convins că doamna Udovescu nu va mai repeta aceste greșeli, este să mapăm toate statele membre. Nu avem doar Austria. Avem Austria acum, care a votat în 8 decembrie în Consiliul Jai împotrivă. Dar
va trebui să ne uităm peste tot, să avem un dialog constant cu toți. Nu putem fi superficiali. În politica externă a României nu avem voie să fim superficiali, cum nu avem voie nici în politica internă. Nu merge cu las, că merge și așa, lasă că am vorbit. Da, iată că suntem. Cel puțin în asta externă, nu știu cât de prezent suntem. În dimineața ședinței din 8 decembrie de la Consiliul Uniunea Europeană din Consiliul JAI era optimist, venea și spunea: domnule, gata, am rezolvat, am vorbit cu carne. Nu merge așa. La nivel european nu merge așa. O văd asta în cei 4 ani de când sunt europarlamentar. Trebuie să te bazezi pe lucruri concrete, trebuie să ai un dialog perpetu, trebuie să vii cu argumente tehnice și de aceea este foarte, foarte important să fim ancorați în această problemă. Bun, și atunci ce să faci? Când ai și o măsură clară, inclusiv să avem o echipă care să coordoneze chestiunea asta, un secretar de stat dedicat, și așa avem zeci și zeci de secretari de stat și tot acest aparat bugetar este foarte împânzit. Haideți să-i avem pe acești oameni care știu să discute, pentru că avem oameni buni, români buni, care lucrează inclusiv în instituțiile europene, la Comisia Europeană, Consiliul European, în Parlamentul European. Să ne folosim de această resursă. Ideea este că dacă nu reușim până la finalul anului, v-am spus, avem oportunitatea 19 octombrie, Consiliul JAI, 4 decembrie, Consiliul JAI. Va fi foarte greu la anul. De aceea ar trebui să facem tot ceea ce depinde de noi, președintele României, guvernul României, ministrul de interne, ministrul de externe, să rezolvăm această problemă și să negociem politic. Și da, eu nu sunt adeptul acestui scenariu, pentru că merităm și îndeplinim criteriile tehnice, dar măcar să avem un calendar clar. Ok, hai să vedem, intrăm cu prima dată cu aeroporturile, după aia intrăm cu rutierul, maritimul. Hai să ne folosim de tot acest război de la granițele noastre. Am văzut astăzi că au fost explozii inclusiv la 20 ceva de kilometri de Galați, în Reni și în... Ajungem. În zona aceasta, adică de ce nu ne folosim de tot ce înseamnă negociere politică, pentru că este interesul nostru național, interesul României și liderii țării trebuie să facă aceste lucruri. Da, da, eu tot nu mi-am răspuns la întrebarea de mai devreme, dar este interesul României, este interesul mediului de afaceri, este interesul europarlamentarilor români, dar este și interesul politicului intern, pentru că cel puțin la nivel declarativ, bine, a vorbit recent domnul Predoiu după o întâlnire cu comisarul european, inclusiv despre acest subiect, și spune că Comisia Europeană, Consiliul European, Parlamentul European susține demersul României de a adera la spațiul Schengen. Consiliul European susține, unde sunt șefii de guvern și de state, unde domnul Iohannis este la masa celor 27, ar trebui să fie ușor, pentru că nu cred că domnul Gerhard Karner, ministrul de interne austriac, subalternul domnului Nehammer, nu ar vota ceea ce spune domnul Nehammer. Trebuie să rezolvăm tehnic. Ok, dacă liderii politici europeni, domnul Iohannis i-a convins, pentru că mi-aș dori foarte mult de la domnul Iohannis să-l văd mult mai activ pe acest subiect, să iasă, să comunice, să ne spună unde suntem. Sigur că sunt discuții pe care se poartă și informal și înțeleg acest lucru, dar măcar să avem un plan clar, un calendar clar, noi, să fim noi proactivi pe subiect. Mai mult, să avem această strategie cu Bulgaria, pentru că la ora actuală nu mai există scenariu de cuplări. Eu voi organiza în perioada 21-22 septembrie un eveniment, o zi la ruse în Bulgaria, împreună cu lideri politici bulgari, o zi la Giurgiu, și vom discuta inclusiv acest subiect, să arătăm că noi europarlamentarii din țările noastre, ambasadorii, și sigur vă invita și Ministerul de Externe, dorim acest lucru, să arătăm că avem o abordare. Nu știu, Ministerul de Externe al nostru ca Ministerul de Externe al nostru, dar eu aș invita la un eveniment de genul ăsta, nu știu, poate pe cineva din partea Austriei, pe cineva din partea Olandei, pentru că, în definitiv, și Olanda a votat tot împotrivă. Chiar dacă declarativ au spus, domnule, susținem aderarea României, nu suntem de acord cu aderarea Bulgariei, dar, în definitiv, tot împotrivă au votat.
chestiuni foarte clare. La acea vreme, în 8 decembrie 2022, Bulgaria nu avuse guvern. Între timp, după 5 alegeri consecutive în Bulgaria, au un guvern, au un guvern stabil, un guvern de format dintr-o coaliție puternică și cred că Bulgaria... Păi și pe premiza asta că... și noi în 2024 o să avem alegeri, o să fie destul de haos în 2024 cu 4 rânduri de alegeri și poate o să ne se zică și nouă, cum ni s-au spus bulgarilor. Dom'le, așteptați să treacă alegerile, să vedem cum stați cu stabilitatea și așa mai departe. Adică atunci ar trebui să avem și noi o replică dacă ni se spune asta și să spunem da, dar noi suntem acolo oricând a fost nevoie de România în orice criză. Criza energetică, nu uitați, domnul Gheorghe, am fost primii care am sărit și am ajutat țările din jur, Moldova, când a avut întreruperi. Am fost acolo în criza cerealelor, am fost acolo, adică România este de fiecare dată acolo când trebuie și noi trebuie să fim în spațiul Schengen, pentru că îndeplinim, dacă tehnic, să zicem, am mai avea niște lacune, nu se pune problema. Au venit toate acele echipe din partea Comisiei Europene, echipe mixte, formate inclusiv din olandezi, inclusiv austrieci. Au verificat și au văzut că îndeplinim aceste criterii. Și de ce spun că este important să fim cu Bulgaria? Pentru că avem o graniță mare cu această țară, iar transportatorii noștri, exact, mediul nostru de afaceri are nevoie de liberă trecere și pe această zonă. Nu putem să avem liberă trecere doar pe granița de vest, spre Ungaria și mai departe spre vestul Europei și după aia din nou să ne blocăm în zona... Practic, dacă intrăm singuri, mutăm problemele care sunt acum în granița de vest, le mutăm la granița de sud. Domnule Botoș, vă mulțumesc mult de tot. Evident, noi, presa, vedeți, urmărim în continuare subiectul și așteptăm să vorbim și pozitiv sau în niște termeni mai optimiști despre aderarea la spațiul Schengen. E bine că ne-ați trasat niște date. O să le urmărim și vă mulțumesc încă o dată pentru intervenție. Mulțumesc și eu. O seară cât mai bună. Bun, mergem mai departe. Cum spuneam și menționa și domnul Botoș mai devreme, un subiect foarte important. Atacuri cu drone la o aruncătură de băți, la 20 de kilometri de granițele României, la 20 de kilometri de Galați. Portul ucrainean Reni a fost atacat de drone kamikaze, drone rusești. Încă se calculează dimensiunea pagubelor. Știți, cine a urmărit emisiunea de la prânz știe că am abordat subiectul inclusiv atunci. Totuși au apărut declarații ale principalilor lideri politici de la noi din țară, reacții de la Kiev și o să încercăm să abordăm mai amplu acest subiect. Și pentru asta l-am invitat alături de noi pe domnul Mihail Dobre, istoric și diplomat. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara, domnule. Pentru cine n-a urmărit emisiunea de la prânz, aș vrea să refacem puțin filmul evenimentelor, pentru că evident oamenii care ne privesc, telespectatorii, se pot întreba sau de ce nu, poate le e frică pur și simplu când văd că la o aruncătură de băți au loc astfel de evenimente. Totodată ni se spune foarte des despre capacitatea Rusiei, că n-ar putea deschide alte fronturi. Iată că totuși se duc din ce în ce mai spre sud, poate și ca un răspuns la atacul ucrainean de la podul Kerch, dar sunt curios cum vedeți dumneavoastră lucrurile, cum se văd lucrurile prin ochii unui diplomat. Vă rog. Domnul Gheorghe, atacul pe care rușii l-au făcut foarte aproape de frontiera noastră este continuarea acțiunii agresive pe care Rusia o face de mai bine de un an, de un an și jumătate. Este în același timp o consecință a ieșirii Rusiei din acordul cu privire la tranzitul grânelor în Marea Neagră. Probabil Moscova, simțindu-se cu mâinile libere, să acționeze de așa manieră cât să lovească orice formă de funcționare a mecanismului de apărare al Ucrainei. Este deci un atac cinic,
a lovit în capacitatea de export a Ucrainei, a lovit însă foarte aproape de frontiera noastră. Ceea ce arată că Rusia este dispusă să recurgă la absolut orice pentru a-și promova interesele. Spuneați mai devreme că s-a discutat despre capacitatea Rusiei. Eu împărtășesc punctul de vedere că Rusia nu are forța să ducă un asemenea război, ținând cont de datele concrete ale economiei ruse. Spuneam în cursul zilei de astăzi că potrivit datelor din 2021, produsul intern brut al Rusiei era similar cu cel al Spaniei, oricum sub cel al celorlalte state mari din Uniunea Europeană, luate individual, nu mai spun, mult sub produsul intern brut al marilor jucători globali, ceea ce în epoca războiului industrial, când ai nevoie de capacitate economică solidă pentru să-ți refaci constant capacitatea de acțiune militară, nu arată pentru Rusia forța de a duce o asemenea campanie pe termen lung. Reiterez faptul că rușii au fost surprinși de rezistența Ucrainei. Ucraina, în mod eroic, rezistă de un an și jumătate, rezistă pentru că este ajutată să reziste, e ajutată să poată să se apere, adică de manieră strict legitimă la nivel internațional. Lovitura însă a fost lângă frontiera noastră, ceea ce arată gradul de periculozitate al acestui conflict. Faptul că s-a întâmplat așa ceva, simplu, vedem pe site-ul Departamentului de Stat, au anunțat că a fost o convorbire telefonică între secretarul de stat american și ministrul român de externe. Evident, toate acestea fac parte din mecanismul de consultări bilaterale român-american. Ele sunt legitimate și de articolul 4 din tratatul de la Washington, când statele membre NATO se pot consulta în orice situație care necesită asemenea formule de consultare între aliați. Comunicatul scurt american, pentru că așa sunt cele foarte serioase în plan diplomatic, anunță temele abordate, iar temele practic vizează complexul de securitate din spațiul în care Rusia a pornit agresiunea împotriva Ucrainei. Este deci preocupare legitimă, am văzut că e preocupare legitimă în spațiul politic românesc. Evident, Rusia rămâne un factor periculos, aș adăuga ceea ce spunea și în cursul dimineții, rămâne periculoasă și pentru că este un factor instabil, pentru că a încălcat toate normele de comportament potrivit sistemului internațional actual, așa cum este el alcătuit și așa cum funcționează pe baza documentelor la care toți suntem parte. Suntem într-un regim de securitate pentru că respectăm un set de norme. Ele sunt cuprinse clar în Carta 1, în actul final de la Helsinki și în alte documente pe care Rusia și le-a asumat în plan global sau în plan regional european. Ea le-a încălcat, statul rus le-a încălcat și această încălcare introduce în mod firesc neliniște în relațiile internaționale. Deci este o situație complicată care trebuie tratată evident cu foarte mare responsabilitate. Și aș vrea să mai punem puțin în oglindă două situații, pentru că Rusia pare că încearcă prin diverse tehnici să pună o presiune tot mai mare pe statele membre NATO, respectiv pe România și pe Polonia. Și acum aș face paralela aceasta, pentru că și vis-a-vis de Polonia se tot apar informații îngrijorătoare. De data aceasta venite de la prietenul lui Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, și de la mercenarii Wagner, care știm că s-au dus foarte multe trupe Wagner la granița cu Polonia. Există niște reacții din partea Poloniei, niște glume făcute mai mult sau mai puțin voi de Vladimir Putin și de Lukashenko în convorbirile celor doi vis-a-vis de această situație. Și acum voi cita din memorie, spunea Lukashenko: domnule, e greu să-i mai țin, vor să fac o excursie în Polonia. Ceea ce la nivel diplomatic, la nivel declarativ, poate fi interpretată ca o declarație foarte puternică. Acum se întâmplă ce se întâmplă foarte aproape de granițele României. Cum vedeți reacția celor două țări, reacția NATO vis-a-vis de această situație și care ar fi soluția diplomatică aici? Pentru că
în mod clar, la masa dialogului cu Rusia, în momentul de față, nu te poți așeza. Domnul Gheorghe, acea glumiță, să-i spunem așa, ruso-belarusă, nu știu cât de puternică a fost, dar este în continuare irresponsabil. Nu poți să faci asemenea afirmații în legătură cu un stat vecin în condițiile în care ești angajat prin tot ce înseamnă formele prin care te-ai afirmat în ultima jumătate de veac în a respecta acea triadă esențială, nu? Independență, suveranitate, integritate teritorială. Este irresponsabilă declarația, după cum este irresponsabil și modul de comportare al celor două țări în anul și jumătate care s-a scurs de la momentul în care a pornit agresiunea împotriva Ucrainei. Ceea ce face Polonia este legitim, pentru că trebuie să se apere. Polonia și România sunt state membre NATO, sunt state membre NATO, de la ele se așteaptă comportament coerent și matur, ceea ce și România și Polonia fac. Evident că există consultări cu aliații noștri, dar există evident și alte modalități de a putea să dialogăm la nivel internațional. Rusia este stat membru permanent al Consiliului de Securitate. Se poate discuta în sistemul ONU despre felul în care Rusia se poziționează, inclusiv aceste declarații irresponsabile pot fi aduse în discuție, fie în cadrul Consiliului de Securitate, fie în alte mecanisme. Rusia poate să blocheze o decizie a Consiliului de Securitate, pentru că asta spune Carta 1, dar nu poate să blocheze o discuție. Ori inclusiv discuția este importantă pentru a clarifica atitudinea unui stat precum Rusia, favorizat de sistemul internațional actual, cu acea poziționare excepțională de stat membru permanent al Consiliului de Securitate, din care a decurs, după cum știm foarte bine, și poziția Rusiei de stat dotat cu arme nucleare. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu există un culoar de negociere pentru acest conflict acum, și am mai discutat de ce nu putem avea un asemenea culoar în acest moment, dar diplomația nu tace, nu stă și evident trebuie găsite modalități pentru a aduce și partea rusă și partea belarusă la comportament rațional. E greu, dar nu este imposibil. Bun, dacă ne uităm la ce au țintit dronele controlate de ruși, ce știm sigur este un hangar în care erau depozitate grâne ucrainene. La scurt timp, în această dimineață, președintele rus, Vladimir Putin, a avut o declarație în Africa, discutând despre aprovizionarea Africii cu grâne din Rusia, cu proveniență rusă. Și dacă am pune totul în context, recent știm că a fost suspendat acordul dintre Ucraina și Rusia, tocmai pe această parte legată de grâne. Ucraina, știm, căuta și caută în continuare rute alternative de transport, încearcă să comunice cu Turcia, cu ONU, astfel încât să nu fie nici riscant pentru cei care transportă, și aici mă duc la o reacție de la Casa Albă, nu? Care spunea că nave ar putea fi țintite de către armata lui Vladimir Putin, de către armata rusă. Și bineînțeles, ne întrebăm dacă ținta aceasta nu are legătură și cu zona asta economică, cu zona grânelor. Aveți dreptate, dar înainte de zona economică aș vrea să fac un mic adaos. Vă rog. Au lovit inclusiv un lăcaș de cult, un simbol, da, al unei credințe comune între ruși și ucraine. O foarte importantă catedrală din Odessa a fost distrusă de forța de șoc a Rusiei. Vedeți dumneavoastră, lăcașele de cult au rolul lor simbolic foarte important pentru popoare. Dacă s-a ajuns la o asemenea situație, este evident deplorabil și nu avem cum altfel decât să condamnăm o asemenea atitudine și un asemenea tip de reacție din partea rusă. Ne întoarcem la componenta economică. Da, eu zic că este foarte limpede. Rusia vrea
să sugrume economic Ucraina pentru ca Ucraina să nu poată să continue, să funcționeze, să se apere. Asta e clar. Mă refer strict la partea cu grânele, pentru că prea Rusia acum vrea să-și asume ajung, vă rog. Domn Gheorghe, ajung rapid la asta. Evident că a vrut să sugrume. Evident că și-a dat seama de problemele pe care le-a creat prin asta, pentru că, în esență, incapacitatea Ucrainei de a exporta are consecințe pe plan global, accentuând o criză alimentară care oricum a fost pusă în evidență încă de la momentul în care s-a produs agresiunea. Spuneam mai de mult că sunt două evenimente în decurs de o lună în care Rusia este direct implicată în relație cu cel mai lovit continent din această perspectivă, cu Africa. Săptămâna aceasta, la finalul săptămânii, are loc cel de-al doilea summit Rusia-Africa și, evident, ne punem întrebarea ce poate să spună Putin, partenerul africani, în condițiile în care, practic, le taie supapa de alimentare cu grâne. De aici, probabil, și acea afirmație de a pune la dispoziție, chiar de manieră gratuită pentru unele state africane, grâne, cu alte cuvinte, de a intra în locul Ucrainei pe piața alimentară africană. Apoi este cealaltă eveniment major, este summitul BRICS, care se desfășoară la sfârșitul lunii august în Africa de Sud, unde iarăși este de așteptat să fie discutate elementele de natură generală care vizează statele din acel grup și continentele pe care ele le reprezintă, vrând nevrând problema crizei alimentare ar urma să fie abordată, iar aici avem un singur vinovat, care știm foarte bine că încearcă să iasă cu față curată. Ministrul de Externe Lavrov a tăiat în lung și în lat Africa nu odată pentru a convinge diverse state africane cu privire la validitatea versiunilor cu privire la acest conflict. Știm foarte bine că nu întotdeauna se bucură de succes demersul rus, dar mai știm iarăși că la distanța aceea mare raportat la Europa, nu odată se întâmplă ca lucrurile cât de grave sunt văzute de noi în apropierea conflictului, să nu fie văzute la fel de grav. Da, Rusia e cinică, încearcă pe toate căile să lichideze capacitatea de a fi operațională a Ucrainei. Noi știm foarte bine că Ucraina trebuie sprijinită. Poziția statelor membre NATO a fost extrem de clară și știm foarte bine și reacția pe care a avut-o Serviciul European de Acțiune Externă în numele înaltului reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate imediat după ce Rusia s-a retras din acordul cu privire la tranzitul grânelor, condamnând acest gest al Rusiei. Cu alte cuvinte, Ucraina trebuie sprijinită și va fi sprijinită în continuare. Este ceea ce în mod firesc trebuie făcut pentru a combate introducerea iraționalității în sistemul internațional. Bun. Doamnele Dobre, vă mulțumesc mult de tot pentru dialog încă o dată și pentru analiză. O seară cât mai bună. Și dumneavoastră, seară bună. Doamnelor, domnilor, România Politică a ajuns la final. Am început cu teme interne, am ajuns și pe plan extern pentru că sunt subiecte importante atât din zona spațiului Schengen, cât și iată ce se întâmplă la o aruncătură de băzi de granițele României. Mâine ne revedem la ora 12. De la ora 18 revine titulara de drept a tronsonului, Larisa Bernaschi, vă așteaptă la România Politică. Să aveți o seară frumoasă!